Vorbim despre prima carte editată de Centrul Național de Cultura Romilor sub directă acceptare și oblăduirea lui Mihai Neacșu, actualul director. În cartea asta, editată la editura Mare Romența, Adeliei Grigore, scrie aici că e tipărită cu sprijinul Centrului Național de Cultura Romilor. Cartea se numește De la victimizare la conștiința cetățenească, are patru autori, Andraș Biro, Nicolae Gheorghe, Martin Comaț și Will Guy. Cartea este o jignire la adresa romilor, la adresa milioanelor de romi morți de-a lungul a 500 de ani de sclavie în Europa. Acest individ, Martin Comaț, îngrozitor ce scrie, are și el un articol numit Integrare și politizarea identității romilor. La capitolul limbă, acest individ necunoscut susține că romii nu au dreptul să se afirme, romii de tradiție, nu au dreptul să se afirme în spațiul politic doar pentru că vorbesc limba de acasă. Că noi se știe, spunem că cine nu știe limba de acasă nu e rom. Colinaja neromanesc, căral nu e rom. Ia uitați ce spune Nemernicu. Unul dintre acești marcări culturali cel mai adesea amintiți ca bază pentru identitate este limba. În ceea ce privește discursul romilor, referirea frecventă este la limba romanii. Cu toate acestea, limba romanii nu este limba romilor. Pagina 129. Citiți. Uitați-i. Continuă că și spune că dacă din 8-10 milioane de romi, între ghilimele, din Europa, doar 15-25% vorbesc limba romanii și de-aia n-are rost să... Adică el se leagă de ideea de democrație, de mulțime. Dacă sunt mai mulți cei care nu vorbesc limba, atunci ăia care nu vorbesc limba au dreptul să se afirme politic. Și zice, prin urmare, limba în general și limba română în special nu poate oferi bază pentru identificarea romilor în discursul politic. Deci oricine poate veni la rom, se declară rom și îl reprezintă. Nu e ca la ungur. Dacă te duci la ungur, trebuie să dai examen din limbă. Și în România. Când vrei să devii cetățean român, dai examen din limba română. La rom nu există așa ceva. Și o arde șmecherește că iar în Matras a spus că sunt foarte multe, sunt zeci de dialecte, multe dintre ele fiind reciproc neinteligibile. Ce? Păi o limbă, prin asta se caracterizează domnul Mihai Neacșu. Prin multe dialecte. Am mai vorbit asta. Da? Deci această carte, prima cu care Neacșu își începe împărăția la CNCR, este un mesaj sublim, între ghilimele, un mesaj pervers, în care, practic, ne spune nouă romilor din România și din Europa că nu avem dreptul să fim noi șefi și să ne autodefinim cultural și politic în interiorul și în exteriorul etniei noastre. Bun. Acum problema se pune în felul următor. Dar dacă nu toți cei 20 de milioane presupuși romi din lume nu sunt romi. Uite, la 1650, Paul de Alepo vine în România. Sirian, diacon sirian, vine cu suită, vine cu patriarhul lui și vede că în mănăstirile românești și în România sunt sclavi africani, sunt sirieni, îi cunoștea că doar erau de la ei din țară. Deci a vorbit limba cu ei și egipteni. Da? Tot în cartea asta susține că s-au făcut teste genetice pe așa zisii romi și unii au ieșit că erau africani. Păi da, păi dacă a zis acum 400 de ani diaconul sirian Paul de Alepo că erau africani și el i-a văzut negri, normal că erau. Logic. Mai scrie și în istoria României lucrul ăsta. Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie spune, nu spune că țiganii vorbeau indiana pe timpul lui.
deși a fost cel mai luminat, cel mai înțelept domnitor din Europa. A fost membru Academiei din Berlin. A publicat și a scris la îndemnul Academiei din Berlin această carte, Descriptio Moldaviei, în care el spune că țiganii, ca peste tot în lume, vorbesc o greacă amestecată cu persană. Omul era inițiat în greacă, în persană, știa foarte multe limbi. Chiar era, pentru că a fost ostatic la curtea turcească. Era beizadea, era fiul de prinț și era inițiat în multe, în multe lucruri. A fost educat, a avut cultură solidă turcească. Nu? Da. Deci omul știa despre ce scrie. Supușii lui vorbeau greacă amestecată cu armean. E culmea că pe la 1600 și prin Spania, așa zis și gitani, este notat că și-au pierdut limba, care era greacă. Și atunci, cine sunt gitanii care încă mai vorbesc dialectul calo din Spania? Deci sunt alții. Nu tot ce este numit țigan este și rom. Voi ați mers pe ideea că 27 de ani, domne, gata, dacă țigan de acasă și nu știu nicio limbă, înseamnă că și strămoșii mei au fost romi, dar au uitat limba și eu sunt rom acum, pot să-mi iau identitatea de rom și devin șef la rom. Am făcut o facultate, din țigan am devenit rom, că ăsta e principiul. Ai făcut facultate, gata, luăm la CNCR și îl facem rom. Nu, tată. Deci CNCR-ul editează o jignire. Mihai Neacșu a editat cu bună știință o jignire. În care acest om zice: limba în general și limba română în special nu poate oferi baza pentru identificarea românilor în discursul politic. Deci ne-ați dat la o parte, mă. Ne simțiți-vă.